Fii cei lacomi de aur. Într-o țară, departe, unde cerul e atât de albastru, iar apele atât de limpezi, cum nu s-a mai pomenit, trăia într-un sat un țăran care avea trei fii. Supărați că părintele lor nu le dă casa și întreaga gospodărie pe mână să o poată vinde și să facă rost de bani mulți, fără nicio trudă. Băieții au plecat în lume căutând aur. Au colindat vreme îndelungată și au bătut țara în lung și în lat, dar nu au aflat niciun de comori, după cum le pofteau inimile. Așa că s-au întors în satul lor, la tatăl care, între timp, îmbătrânise și își pierduse speranța că fiilor lui le va veni mintea la cap. S-a gândit el ce s-a gândit și s-a hotărât să mai facă o încercare. Următoarea zi, tatăl și-a dus fiii la un desiș plin de buruieni și de bolovani la marginea unei păduri. Le-a povestit că acolo se afla o comoară din aur și că dacă doreau să pună mâna pe ea, era nevoie să curețe locul acela de ierburi și de pietre. Băieții, bucuroși, s-au apucat de treabă. Au curățat hățișul acela, însă n-au găsit aur. Tatăl lor le-a spus apoi că mai aveau de arat pământul, să fie afânat. Băieții s-au repezit să-l asculte, dar aurul nu s-a iubit. Mânioși i-au zis părintelui lor că i-a păcălit și că vor lăsa baltă totul. Trebuie să sădiți cartofi, a spus acesta, și atunci o să aveți aur. În lăcomia lor, băieții nu și-au cruțat puterile. Au muncit pe brânci și au sădit în pământul arat cartofi. Dar degeaba, aurul nu era nicăieri. După o vreme, cartofii au început a crește și au dat rod bogat. Cum pământul acela era mănos, tatăl a cules o recoltă belșugată pe care a vândut-o la piață pe un preț bun. A adunat astfel o grămadă de bani pe care i-a împărțit fiilor, spunându-le acesta este aurul despre care v-am vorbit. Am vândut în târg cartofii care au crescut pe pământul lucrat de voi. Iată, vouă vi se cuvine rodul efortului depus. Și să țineți minte, cea mai cinstită cale să dobândești aur este să muncești, nu să vânturi lumea așa cum credeați voi și așa cum fac atâția neghiobi.